În țara asta numai dacă moare cineva, și bine ceva, așa n-ați și bine nicio. Dacă așa voi pe noi trebuie să ne apărați când vin criminalii ăștia și ne bată în grăzile noastre. Unde sunteți atunci? Voi cui trebuie să slujiți? Poporul sau un grup de criminali? Noi solicităm stoparea construcției în ograda noastră. Asta ne-au promis luni la ședința municipiului Chișinău, dar ei au făcut o hârtiuță în care, adică, se sistează lucrările de construcție, iar firma dată, care vrea să construiască un bloc cu 9 etaje în sus și 2 etaje subterane sub pământ. Ei au spus că ei o să acționeze primăria în judecată și necătând au să construiască. Ieri au fost să instaleze un gard de beton. Când noi am ieșit locatarii să ne apărăm iarăși ograda noastră, în timp de 10 ani sunt judecăți, asta este al cincilea proprietar al acestui pământ, ei ieri ne-au bruscat, ne-au împins, ne-au lovit și chiar a fost persoană care a fost la salvare, este tot fixat și la poliție, care a fost cusută și are comoție cerebrală la cap. Primăria ne amăgește, ne duce de nas. Au fost persoane delegate, câte 4 persoane, cum au cerut de 10 de ori, au fost aici la primărie, la Consiliul Municipiului Chișinău, dar ne-au promis că au să stopeze construcția, ceea ce nu au făcut. Dacă deja au curs sânge bărbaților noștri care apără demnitatea, curățenie, ordine în curțile noastre, trebuie să întreprindă ceva. Trebuie să oprească, trebuie să comunice cu oamenii. Deci ori întregi nu comunică cu oameni. Se teme de propriul popor? Primarul nu dorește să vorbească cu oamenii. A venit firma de construcție să descarte gardul de beton. Deci măcar că era autorizație de la primărie că se sistează temporar. Deci dumnealor au venit de la Legion, deci firmă de pază, care avea contratată firma de construcții, au venit vreo 8 oameni și au început a îmbrânci femeile care nu vroiau ca să descarce, pentru că era autorizație de la primărie. Le-au îmbrâncit, au fost îmbrâncite femeile ca pe niște cârpe, dar pe un băiet, pe doi bărbați i-au bătut, unul dintre care i-au făcut, are 4 cusuturi are la față, pe corp are, adică l-au bătut jos 4 persoane, îl băteau din Legion. Deci noi avem pretenții, ascultați, data de 6 iunie, deci primarul general, după ce a fost bătaia la Grigore Vieră, a spus că au avut conferințe de presă, unde au fost tot activiști și dumnealui a spus așa, că temporar, deci se anulează toate autorizațiile care sunt date în orașul Chișinău pe toate construcțiile, pe mansarde și unii oameni se revoltă. Primarul general a spus că el a văzut la televizor bătaie și noi trăim în secolul 21 și mai mult el nu vrea ca să mai fie așa bătăi. Și dumnealui nu s-a ținut de cuvânt, a trecut o lună de zile, a văzut cu oamenii electric s-au liniștit, bătăi nu, el mai departe începe a da autorizație, începe a provoca persoanele ca să vadă ce-a să fie. Și de ce ca s-ar fost iar accident? Deci accidentul om, și acum deja iar poliția, îi rugăm să deschidă dosar penal persoanele care i-au agresat. Deci și acum noi am încercat dimineața să venim, azi este filmat ceea ce s-a petrecut azi. Ușa de la intrare de lemn, deci doi polițiști o țineau, ceea ce n-au dreptul. Deci noi avem, de instanța de judecată, deja am fost o dată la primărie, ne-au împiedicat accesul, unde noi am câștigat judecata. Și au impus judecata din centru să plătească primărie la fiecare persoană, la 7 persoane care au vrut să intre cu o întrebare personală, el trebuie, are dreptul să-i primească, ori să ia să spui ceva, când vede că oamenii se revoltă. Pur și simplu sunt oamenii provocați. Deci au fost închis accesul, noi am vrut să intrăm pentru că ei au încălcat, deci nu noi, dar polițiștii au încălcat. Și noi am intrat. Deci ei tot și-au ținut turnichetul,
turnichetul cel ei l-a ținut cu mâinile, noi am încercat și cerși, tot din mâinile lor s-a rupt turnichetul. Deci este pe video asta atât. Deci noi suntem acum, noi el s-a închis dumnealui, noi, după părerea noastră, el e închis în cabinetul lui. Aici erau mai mulți polițiști, acum văd că sunt mai puțini. Deci și el nu vrea să iasă să spui, ori să spui că, oameni buni, dați, calmați-vă, deci dați-ne, adem într-o sală de ședință, vorbim calm. Care e durerea voastră? Care e problema? Noi vrem, noi ce cer oamenii? Locatarii din oraș Chișinău care au probleme cu mansarde și cu construcția care se face, deci unii strică copaci, acolo se face clădiri mari, deci unii oameni, deja el nu mai vede nimic pe fereastră, el vede altă fereastră. Și oamenii cer ca să le propui la constructorii care fac aceste căsă, în alte parte, unde este posibilitate, unde nu încurcă la nimeni. Și la aici cu mansard tot așa, le propui altceva. Dacă așa voi fi, noi trebuie să ne apărați când vin criminali ăștia și ne batem în grădinile noastre. Unde sunteți atunci? Нам нужна площадка для детей. Нашим детям негде играть. Дети сейчас проводят время на улице, их в любой момент может сбить машина. Вчера пришла охрана, половина в форме, половина в гражданском. Они нас толкали, избивали, били стариков, пенсионеров, инвалидов войны. Вчера утром меня избил представитель фирмы. Я находился на игровой площадке, когда они хотели разгружать строительные материалы. Требуем, чтобы мэрия приняла постановление о запрете строительства в наших дворах. Давайте поговорим не в вестибюле мэрии, потому что так мы нарушаем закон. Если хотите поговорить, пожалуйста, следуйте за мной. Однако протестующие отказались выходить на улицу для беседы с мэром Кишинева. Дарин Киртуак расценил инцидент как провокацию, но пообещал изучить этот случай. На самом деле там дежурные протестующие, здесь у них политические цели, а вовсе не протест. По словам представителей полиции, протестующие рискуют получить наказание за умышленное уничтожение собственности.